abordat-o din punct de vedere profesional, exact așa cum am abordat cu multă responsabilitate și zic eu, cu cât de mult profesionalism am putut, exact așa, cu aceeași dăruire m-am implicat și în politică, pentru că este nevoie de femei în politică. Sigur, atunci când ajungi în politică, cred că trebuie să dai dovada ceea ce poți să faci în propria ta carieră. Trebuie să ajungem singure în politică, să nu fim sprijinite să ajungem. Trebuie să creionăm o altă imagine a femeii în politică, în viitor. Eu am 18 ani de carieră profesională, ca și avocat. Am vreo 10 ani ca mediator. Am avut doar un an de zile, nici măcar un an de experiență ca subsecretar de stat a Ministerului Afacerilor Europene. Eu zic că dacă vom fi cât mai multe femei care vom reuși să aducem experiența noastră profesională, dăruirea, responsabilitatea, probabil că vom schimba lucrurile și în politica românească.